Te rog doar să mă scuzi o secundă pentru că avem un telefon și ne întoarcem imediat după acea conversația noastră. Da. Avem un telefon în direct pentru că românii din Irlanda se pregătesc și intens pentru a-i sărbători pe cei mici, astfel că mâine, 3 iunie, comunitatea românilor din Irlanda vă invită la Ziua Familiei. Mai multe informații despre acest eveniment ne oferă chiar acum Anca Lupu, președintele comunității. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara și la mulți ani copiilor! Da, exact, la mulți ani tuturor copiilor. Bună ziua vouă și invitațiilor din platou și tuturor telespectatorilor și bine v-am regăsit! Îmi pare bine să vă aud din nou! Spune-ne, te rog, cum merg pregătirile pentru evenimentul de mâine? Suntem în focuri, cum ar spune mulți. Ne pregătim pentru această zi minunată, Ziua Copilului și a Familiei. Practic este o colaborare între organizația noastră și Moldova Vision. Este o organizație a basarabenilor de aici, din Irlanda. Ne pregătim cu foarte multe activități pentru copii. Vom avea... Evenimentul va fi organizat la un club de tenis de pe lângă Dublin. Activitățile, bineînțeles, implică antrenori de tenis pentru copii, câteva lecții de tenis pentru copii, tenis pentru adulți, multe jocuri interactive. Vrem să aducem câteva din jocurile noastre din copilărie, cum ar fi ratele și vânătorii, țară-țară vrem ăsta și multe altele pentru toți cei prezenți acolo, cu o tombolă. La ce oră începe programul de mâine? Programul începe la ora 1 și va fi până la ora 6. Unde are loc evenimentul mai exact? În Shankill Tennis Club. Este, după cum ți-am spus, un club de tenis de aici, da. din Dublin. Dar de ce Ziua Familiei și nu Ziua Copilului? Pentru că ne gândeam că sunt foarte mulți membrii ai organizației noastre care nu au neapărat copii. Și atunci nu am vrut să facem neapărat o discriminare, să spunem, domnule, e Ziua Copilului și oamenii să creadă că nu pot veni dacă nu au copii. Și atunci am spus Ziua Copilului și a Familiei și atunci toată lumea este binevenită. Și cum se pot face înscrierile și cât costă biletul de intrare? Biletul de intrare este 5 euro. Pe afiș am trimis un poster, este un număr de telefon acolo. Trebuie să sune și să-și practic rezerve, să-și confirme prezența, iar plata se face pe loc, când ajung acolo la, mă rog, în locul respectiv. E perfect. Mulțumim foarte mult pentru informații. Cu plăcere. Mulțumesc succes. Încă o dată și eu. Mulțumesc și la mulți ani din nou tuturor copiilor din Irlanda. Le transmit. Și la mulți ani tuturor copiilor din România și din întreaga lume. Ne întoarcem în platou alături de Gabi.